Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Andrei Borbulescu și e vremea ta să afli cele mai importante știri despre lume, vreme și sănătate. Furtuna a aseară în București, precum și în alte localități din țară. Aversele au avut și caracter torențial. Pe intervale scurte de timp s-au acumulat 25, chiar 30 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse în jur de 40-50 de litri pe metru pătrat. Au fost descărcări electrice spectaculoase și intensificări de scurtă durată ale vântului, care au rupt copaci și au uh, prăbușit peste carosabil. Pompierii prahoveni au fost solicitați să intervină în inundațiile care s-au produs în Sinaia, Bănești și Bușteni. Mai multe zone au fost afectate din cauza ploii torențiale, iar rețelele de canalizare nu au făcut față debitului mare de apă. Germania face economie la energie și la apă. Catedrala orașului Köln, principala atracție turistică din Germania, nu mai este iluminată pe timp de noapte. Autoritățile sting lumina la peste 130 de clădiri publice și diminuează iluminatul stradal. Ministrul Economiei a avertizat că Germania se va confrunta cu o toamnă și o iarnă dificile. El a făcut apel la populație să facă dușuri de numai 5 minute, să reducă complet utilizarea aparatelor de aer condiționat și să meargă mai puțin cu Mașinile. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că din cauza secetei, în cornul Africii mor mai mulți copii decât în orice altă parte a lumii. Statisticile spun că în aceste zone sunt peste 40 de milioane de copii vulnerabili la apă și boli. Majoritatea localnicilor se bazează pe apa livrată de camioane. În Somalia, prețurile apei au crescut cu 85%, iar focare de diaree acută și holeră au fost raportate în aproape toate districtele. Aproape două treimi dintre cei afectați sunt copii sub vârsta de 5 ani. În Kenya, peste 90% din sursele de apă deschise, cum ar fi biazurile și fântânile, sunt secate. Apelul UNICEF de a îmbunătăți rezistența pe termen lung a familiilor din regiune și de a opri seceta care va devasta multe vieți este finanțat în prezent în proporție de doar 3%. Cercetătorii Universității din Stockholm au declarat că nu există niciun loc pe pământ unde apa de ploaie să fie sigură pentru băut. Studiile au arătat că până și în Antarctica sau pe platoul tibetan, nivelurile substanțelor chimice toxice prezente în apa de ploaie sunt de 14 ori mai mari decât cele admise. Cunoscute mai frecvent sub denumirea de substanțe chimice eterne, deoarece se dezintegrează extrem de lent, aceste substanțe prezente în șampoane și produsele de înfrumusețare s-au răspândit în mediul înconjurător, inclusiv în apă și în aer. Odată ingerate, aceste substanțe se acumulează în organism și pot duce la riscuri crescute de obezitate sau anumite tipuri de cancer. Substanțele chimice eterne sunt prezente și în ambalajele alimentare. Un grup de ONG-uri europene au analizat aproximativ 40 de tipuri de ambalaje pentru alimente și aproximativ 30 dintre ele conțineau aceste substanțe chimice dăunătoare. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară crede că producătorii de ambalaje vor fi obligați să elimine substanțele PFAS din conținutul ambalajelor în următorii ani. Chiar dacă ploile din ultimele ore au mai răcorit atmosfera, temperaturile au continuat să fie ridicate. Să vedem cum va fi vremea în următoarele zile. La noapte, iată, cerul va fi variabil, cu norări în prima parte a nopții, când vor mai fi condiții pentru averse și descărcări electrice în sud-vest. În zonele joase, izolat, se va semnala și ceva ceață. Vor fi în jur de 22 de grade în Constanța, 16 grade în Iași, 14 în Brașov, 16 în Deva, 17-18 grade în Oradea, Arad și Timișoara. Este în vigoare un cod galben de disconfort termic ridicat până pe 27 august în Moldova, în Dobrogea și Muntenia. Pe arii strânse Va fi caniculă, temperaturile maxime vor, se vor situa între 32 și 36 de grade, iar cele minime nu vor coborâ sub 19, poate chiar 21 de grade. Joi și vineri, dar și sâmbătă, în vestul, sudul și estul teritoriului, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Iată că temperaturile maxime aici se vor situa între 32 și 36 de grade. Mâine, vremea va fi călduroasă în aproape toată țara, pe alocuri caniculare în regiunile estice, sudestice și nordvestice, cu disconfort termic, așa cum v-am spus și mai devreme, în vest și în sud-est, unde și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu unele norări în a doua parte a zilei, unde pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. 28 de grade în Constanța, 33 în Iași și în jur de 30 în Brașov, 31 în Sibiu, în miercuri Ciuc, 28 de grade, 34 în Satu Mare, 33 în Oradea, 33 și în Craiova. În capitală, la noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 18-19 grade. Mâine vremea se va menține călduroasă cu disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil iar temperatura maximă undeva la 33-34 de grade, temperatură care iată se păstrează și poi mâine în capitală chiar posibil să ajungă la 35 de grade. La Montecerul va fi variabil, cunele în orări în a doua parte a zilei și la începutul nopții, când pe arii răstrânse vor fi averse și descărcări electrice, vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în carpații meridional și de curbură și pe alocuri. În rest, valorile termice vor fi comparabile cu cele din intervalul precedent, 25 de grade în Poiana Brașov și Poltiniș, 24 în Predeal, iar în Sinaia în jur de 23 de grade. La mare vremea se va menține călduroasă în orele amiezii, iar disconfortul termic va fi ridicat, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări ziua, apoi va scădea treptat în intensitate. Temperaturile maxime se vor situa între 27 și 30 de grade, iar cele minime între 20 și 22 de grade. Temperatura pe mării va avea valori cuprinse între 25 și 26 de grade. Poi mâine vremea se va menține călduroasă în aproape toată țara. În zone de câmpie pe arii restrânse, bineînțeles, va fi caniculă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil cu unele norări după amiaza și seara, dar numai pe spații mici cu precădere în extremitatea de sud-vest vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. Alzheimerul afectează la nivel mondial 55 de milioane de oameni și se crede că numărul va crește până în 2050 de 3 ori. Ca urmare, specialiștii din întreaga lume și-au unit eforturile pentru a găsi soluții. Cei mai avansați par să fie cercetătorii suedezi, care pot depista cu ajutorul unui test de sânge și al unui test de memorie cine va face această boală neurogenerativă în termen de patru ani. Pentru terapie, doctorii francezi încurajează folosirea păpușilor realiste. Una din modalitățile de a ne păstra mintea sănătoasă este sistemul Silva Ultramind SP, un program de meditație dinamică prin care învățăm tehnici speciale de imaginație pentru reprogramarea subconștientului. Îl avem alături de noi pe doctorul Sorin Sălăjean care ne va spune mai multe despre această metodă. Ce este Silva Ultramind și cum funcționează mai exact? Silva Ultramind, un sistem extraordinar Construit de Jose Silva. El scoate meditația, relaxarea, scoate uh, tot misticismul din, uh, care ne înconjoară câteodată, și care vorbește de uh, necesitatea unor abilități speciale pentru a ne folosi creierul în mod special, le scoate din, uh, din partea mistică a, a existenței. Și el a demonstrat că noi suntem capabili să folosim frecvența alfa a creierului în stare de conștiență. El a construit niște algoritmi, a format algoritmi prin care, neurolingvistic pot să spun, Uh, pentru că a fost părintele uh, programării neurolingvistice, a construit algoritm prin care noi putem să rămânem conștienți în frecvența alfa. Și în felul ăsta, în felul ăsta putem să ne autoprogramăm, putem să alegem programele pe care noi înșine uh, vrem să le dezvoltăm. Și ne ajută această metodă să ne păstrăm mintea tânără? Orice program de păstrare a sănătății, nu doar a minții, a sănătății corpului, de prelungire a stării de bine a, a vieții, Include și o formă de meditație, de relaxare, de rugăciune. Fiecare îi spune uh, în, în mod diferit. Dar el înseamnă exact același lucru. Utilizarea frecvenței alfa a creierului, care înseamnă pregătirea creierului pentru însămânțare. Este ca și cum ai pregăti un hectar de teren pe care l-ai pregătit perfect și pe care orice pui uh, crește mult mai ușor. Asta a făcut Silva cu utilizarea frecvenței alfa a creierului în stare de conștiență. Ați lucrat cu persoane care au Alzheimer? Da, am lucrat. Puțin mai dificil cu ei pentru că ei pot să urmărească relativ dificil comenzile pe care instructorul le dă. Dar ei pot să urmărească comenzile, asta este foarte adevărat, însă e foarte greu să-și amintească și să facă ei singur exercițiu. Cam în cât timp apar niște rezultate vizibile? Rezultatele vizibile apar în, în prima săptămână. De fapt, în primele trei zile după terminarea cursului. Uh, dar ele se îmbunătățesc pe măsură ce uh, exersezi. Cu cât exersezi mai mult, cu atât rezultatele sunt, uh, sunt, uh, sunt mai bune. Și bineînțeles, acea curățare, pe, pentru că e o formă de detoxifiere, sunt câteva concepte în uh, curs care se bazează pe gândire pozitive, pe fraze benefice, pe reprogramare pe care noi le încărcăm în curs, pe care le vorbim, adică reîncărcare e un termen poate prea pretențios și atunci orice persoană care uh, își dorește, de fapt, să obțină starea de bine, pentru că ăsta este principalul motiv pentru care facem cursul și acesta, și orice curs de dezvoltare personală este uh, reîncărcarea cu gândurile pe care noi le alegem. Noi căutăm gândurile noastre pe care noi să ni le punem creier și să gândim gândurile noastre, nu gândurile celorlalți. Mulțumesc mult, domnule doctor, Mare pentru toate aceste informații foarte utile. Să vedem acum câteva temperaturi și fenomene din principalele orașe din Europa. Iată, în Madrid vor fi în jur de 34 de grade, în Lisabona ceva mai plăcută vremea, 28-29 de grade, cu cer parțial noros, vreme ploioasă în Londra cu 24 de grade, ceva mai senin în Amsterdam și o temperatură destul de ridicată pentru această zonă, în jur de 30 de grade. Vreme ploioasă și în Paris, spre după-amiază cu descărcări electrice, vor fi și ceva averse, 32 de grade. 32 de grade vor fi și în Roma, doar că aici soarele strălucește toată ziua pe cer. În Istanbul, 30 de grade cu ploi după-amiază, la fel și în Atena, unde vor fi în jur de 28 de grade. Și în Sofia sunt așteptate averse și descărcări electrice și în jur de 27 de grade în termometre. În Berlin, 29 de grade cu un cer parțial noros. Vreme frumoasă în Oswald, loc cu 26 de grade, cer senin în Kiev cu 31 de grade și în Moscova cerul rămâne senin și în jur de 32 de grade. Doamnelor, domnilor, punem punct ediției de astăzi. Ne revedem mâine de la aceeași oră. Să aveți o seară liniștită, indiferent de vreme.